Salutare, oameni buni, eu sunt Radu Hângănuț și asta este Măceleria de Fake News. Dar înainte să încep, trebuie să fac ceva foarte important, important pentru mine. Trebuie să mărturisesc niște păcate și vreau să o fac de față cu voi, să vadă tot internetul, dacă se poate, sau, mă rog, cei câțiva mii de oameni de pe Facebook și YouTube. Oricum, să vadă lumea. Părinte, îți mulțumesc tare mult că ai venit. Aveam mare nevoie. E ok. Uite factura, să nu uităm la final. Spune-mi, fiule, ai păcătuit cu vorba, cu gândul sau cu postarea în social media? Părinte, am păcătuit și cu postarea, dar și cu vorba. Mai exact, le-am spus oamenilor că nu e nimic cu pandemia, le-am spus că nu există nicio problemă cu vaccinul, le-am spus că nu e nicio problemă cu pandemia, le-am spus că nu există conspirații. Iartă-mă, Doamne. Păi, nu știu ce să fac. Există conspirații? Păi nu cred că există, dar nu mai pot să-i condamn pe oamenii care cred în asta. Adică ai văzut și dumneata cu oamenii aia legați de pat în spital, cu datele măsluite, cu oamenii care sar rândul la vaccinare. Ce să le mai zici? Doamne, iartă-mă. Ți le va ierta, fiule, dar va fi greu. Orice, părinte, orice, 1000 de mătănii, zic crezul de câte ori vrei, nu contează, orice. Nu, mai bine scrie-o pe bunica pe platforma de vaccinare. Sigur. Deci, de aici crezi contul. Deci am scris parola, are 30 de caractere, dintre care 5 chirilice, 5 chinezești, 10 cifre romane, 5 simboluri satanic. Nu merge! Bă. Așa, perfect. Programare, 2021, martie, o persoană. Nu marte. A făcut pe marte 2221. Nu mai pot, părinte. Asta e, mor în păcat. Du-te, lasă-mă, Doamne, iartă-mă. Du-te, lasă-mă. Mă rog, măcar nu îmi puteți reproșa faptul că nu am încercat, da? Dar astăzi vreau să vorbim puțin despre cum statul român pare să facă tot posibilul din lume pentru a le da conspiraționiștilor apă la moară. Sau argincolo ideal ionică, nu știu exact ce consumă de obicei oamenii ăia. În partea a doua a emisiunii avem de discutat un alt subiect important și anume treaba cu vaccinarea obligatorie. Cu atât mai mult cu cât s-a și protestat pe tema asta weekendul trecut. Vom vorbi cu un medic specialist despre sperietoarea asta de legea vaccinării obligatorii, care chiar nu există. Nu există, oameni buni, și nici ceea ce există nu există în forma în care pretind unii că ar exista. Dar să o luăm de la un capăt. Statul și conspirațiile. Aoleu, o să fie tărăbuni? Bun, să vedem prima dată meniul. Pacienți cu COVID legați de pat. Avem? Avem. Securiști care sar rândul la vaccinare. Avem? Avem. Date despre testare, decese și vaccinare cu țârâita aruncate din an în Paște ca la proști. Avem? Avem. Scandal cu desecretizări ale unor date altfel publice. Avem? Avem și de asta. Și atunci mă întreb ceva ce toată lumea bănuiesc că se întreabă. Cum am adracu să nu prindă conspirațiile în România? Vine expunere.com sau alte ziare pârlite la creier și spun că de fapt pacienții alegați erau ținuți cu forța ca să iasă numărătoarea la cazurile de COVID. E așa? Nu e, evident. Dar putem înțelege de unde a răsărit povestea asta dementă de dincolo de povestea oricum dementă? Cam putem. Spun războinicii antimască faptul că există vaccinuri pentru ăia de sus, care sunt vaccinuri bune și vaccinuri pentru prostime, care sunt vai de mama lor, adică și ei și vaccinurile. După care, bă, cumva, se întâmplă să vezi mii de securiști și lingători de clanțe pe la ușile serviciilor că sar rândul și se vaccinează în centre despre care doar ei știau. Înseamnă asta acum că războinicii conspiraționiști au dreptate? Evident că nu, dar putem deja înțelege mai simplu de ce unii sunt tentați să aleagă varianta conspiraționistă. Bă, eu pot și cred că puteți și voi.
Apoi mai e demența asta cu datele, cu cifrele. De luni de zile strigă jurnaliștii pe la porțile ministerelor: dați-ne și nouă datele complete. Explicați cum testați, explicați metodologii, explicați cu argumente științifice deciziile pe care le luați. Cum e prostia asta cu ora 22 în loc de ora 23? Vorbiți, bă, cu oamenii. Ați văzut ceva? Ați auzit ceva? Nimic. Nicio treabă. Ei dau date care trebuie avizate de vreo 5 locuri ce nu au absolut nicio treabă cu pandemia în special și cu medicina în general. Dragul meu, dacă stai să te gândești bine, nu e decât o chestiune de orgoliu rănit. E, episoade de acest fel le dau având vocilor conspiraționiste. Când iese acum Diana Șoșoacă și spune că e ceva dubios cu vaccinarea, săriți, băi, pur și simplu nu îi pot spune clar că nu e așa. Pentru că, iată, chiar e ceva dubios cu vaccinarea în România. Iar conspiraționiștii, că aici e magia discursului lor, au nevoie de un singur mic subiect pe care nu îi poți contrazice categoric, că după aia, ce să vezi, nu îi mai oprești niciodată. Așa funcționează conspirațiile de succes, adică alea care chiar prind și influențează apoi decizii. Găsesc o mică, foarte mică breșă, iar pe acolo pompează de toate. Leucemie de la vaccin, chipuri peste chipuri, controlul minții, marea resetare, toate. Și când se întâmplă asta, nu mai poți da vina pe oameni. Oricum, nu ar trebui să o facem, pentru că inclusiv în cazurile extreme, educația precară este de vină pentru momentele în care unii ajung să creadă în bazaconii. Dar în situații precum cea a României, nimeni nu bate statul când e vorba de a-și tăia craca de sub picioare. Pentru că asta face un stat slab, condus și populat cu oameni slabi, care nu sunt în stare să vadă diversele urmări pe care le au acțiunile lor. Ăia, securicii, nu se gândesc la conspirații. Ei vor să sară rândul, că asta fac de o viață. Medicii ei aleagă oameni de pat nu ca să ascundă ceva neapărat, ci pentru că în multe astfel de situații nu are cine să-i supravegheze pe pacienți. Și mintea tâmpită îi spune acelui medic: bă, leagă-l, dacă e legat, sigur stă. Doar că toate acestea, odată ajunse în spațiul public, dau naștere la demențe de tot felul și mai ales, sunt combustibilul perfect pentru toate scenariile conspiraționiste. Și apropo de conspirații, hai să trecem la treabă, să vedem ce s-a mai întâmplat săptămâna asta. Postarea pe care o vedeți, atribuită artistului Dan Perjovski și aparent distribuită de pagina de Facebook a Ministerului Sănătății, este un fake news. În realitate, ministerul și artistul au o colaborare, dar creația respectivă nu îi aparține lui Dan Perjovski și nici nu a fost vreodată postată pe pagina de Facebook a ministerului. Ia uitați-vă aici, o postare care în ultimele săptămâni a strâns peste 160.000 de distribuiri pe Facebook și care pare să arate o femeie care suferă de grave efecte secundare imediat după vaccinarea COVID-19. Pare, pentru că realitatea este cu totul alta. Potrivit AFP Fact Check, filmarea nu este făcută într-un spital din Italia, ci într-unul din Argentina și, chiar mai important, femeia nu fusese vaccinată, astfel că suferința ei nu are nicio legătură, dar absolut nicio legătură, cu vreun vaccin. Mă rog, nu știu voi, dar eu mi-am dat imediat seama că filmarea măcar nu e din România. Cum? Păi, se văd în imagini medici care au echipamente, de exemplu. Se văd pereți, nu se vede fum, nu e nimeni legat. Deci, clar, n-avea cum să fie de la noi. Tot apropo de COVID, mitul testărilor făcute pe oameni continuă să aibă adepți. Faptul că avem vaccinuri la doar un an de la momentul în care OMS a declarat pandemie globală de COVID-19 îi face în continuare pe mulți să fie foarte sceptici și chiar revoltați, ba pe faptul că se fac experimente pe oameni, ba pe faptul că actuala campanie de vaccinare e de fapt perioada de testare ce nu a existat anterior. Doar că adepții acestei teorii uită faptul că pandemia este o problemă globală, mai globală ca niciodată, astfel că și efortul a fost unul global. Da, până la pandemie, atunci când vorbeam despre un vaccin dezvoltat rapid, făceam referire la cel pentru Orion, de exemplu, dezvoltat în 4 ani. Doar că în cazul COVID-19, oamenii de știință de pe tot globul au lucrat împreună, iar resursele financiare au fost și ele mai mari ca niciodată. Prin urmare, testarea s-a putut face mai rapid. Până acum nu se întâmpla asta pentru că, ce să vezi, nu doar noi în România dăm banii pe avionași și pe bărcuțe, ignorând cercetarea. O fac și alții și uite efectele. Tot la capitolul frici, mai vorbim și despre povestea cu Israelul care nu lasă copiii nevaccinați anticovid să participe la examene.
Vă dați seama, copiii nu mai pot, vor examene, non-stop ar vrea examene. Aceasta este o altă narațiune falsă. Deși în Israel pot fi vaccinați copiii cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani, acest lucru nu este obligatoriu și se face doar cu acordul părinților. Populația nevaccinată din Israel are totuși câteva restricții, însă nu este vorba despre restricții în privința accesului la educație. Și pe bune acum, tocmai noi ne facem griji că unora le este restricționat accesul la educație? Vai, nu! Vai, copiii nu pot învăța pe bune noi în România? Adică, ați văzut cum arată școlile de la noi, de la țară? Acolo restricții, tată, restricții făcute de noroaie, lipsă de manuale, de-astea grele. Să trecem însă și la niște chestii mai light, ceva lejer. Internetul pare să creadă mai nou că homework, cuvântul englezesc pentru românescul temă, înseamnă abuz față de minori dacă îl citești invers în latină. Adică crovemo. Litera W nici măcar nu face parte din varianta inițială a alfabetului latin și cuvântul în sine nu înseamnă nimic. De fapt, totul pare a fi creația unui cont de Twitter specializat în glume. Însă mitul chestiilor care înseamnă altceva odată ce scrii cuvintele invers este foarte popular. De exemplu, există numeroase piese faimoase despre care spun unii că ar fi incantații satanice dacă sunt redate de la coadă la cap. De ce prinde ideea asta aparent absurdă? Păi poate pentru că orice chestie redată în acest fel pare să fie ceva malefic. Ia ascultați din nou ultimele mele trei propoziții. Sinistru, nu? Of, sper să nu fie invocat ceva pe aici. Se întâmplă să văd foarte des pe Facebook postarea asta. Ultima dată am văzut-o la o fostă profesoară din liceu. Da, și e chiar un liceu bun din Bistrița. Citez Mamă și tată de Dragobete 1955. Da, probabil mama și tatăl fake news-urilor, pentru că în imagine sunt de fapt doi actori americani, iar cetățeanul sigur nu a găsit-o în Lidl. Genul ăsta de postări sunt foarte comune pe Facebook și, după cum vedeți, reach-ul este uriaș. Oameni buni și săritori din fire, românii dau share imediat și cresc astfel conturile la tot felul de personaje dubioase. În final, înainte să ne apucăm de subiectul principal al zilei și să vedem și interviul cu invitatul meu, să știți că nu, Oprah nu se află în arest la domiciliu și, prin urmare, nici nu poartă la picior o brățară electronică. Povestea a devenit virală pe Twitter după ce Oprah a făcut deja faimosul interviu cu Meghan Markle și prințul Harry. Și nu, chiar dacă pare genul lui de lux, interviul nu a fost filmat la reședința lui Liviu Dragnea. Să mergem deci mai departe și să vorbim despre vaccinarea obligatorie. Legea vaccinării obligatorii e subiectul care în lumea antivaccinistă apare cumva mai des decât întrebările bunicilor cu privire la momentul în care totuși, bă, dar te așezi și tu la casa ta, produci niște nepoți? Doar că în acest moment, în România, nu există niciun astfel de proiect. Cel care există se numește Legea Vaccinării și este în dezbatere încă din anul 2017. Da, fără niciun rezultat concret de atunci. Acel proiect însă nu spune nimic despre transformarea vaccinării într-o obligativitate pentru nicio categorie de vârstă sau orice altceva. Textul proiectului arată că părinții care refuză să-și vaccineze copilul vor fi chemați la consiliere și li se va propune un calendar de recuperare a imunizărilor. Dacă aceștia refuză totuși, amenda poate să ajungă până la 10.000 de lei. În plus, copiii pot merge la școală sau la grădiniță chiar dacă nu au vaccinările la zi, cu o singură excepție. Ei nu pot participa la ore în perioadele de pandemie cu boli față de care nu sunt protejați. Dar haideți să vedem ce spune medicul nostru specialist, cu care am discutat tocmai despre acest subiect. Vă las cu interviul, iar noi ne revedem inevitabil săptămâna viitoare. În primul rând, până să ajungem la ceea ce voiam să discutăm legat de legea vaccinării, haideți să îi lămurim puțin pe oameni, să încercăm măcar să îi lămurim ce e cu toată această nouă isterie cu care ne-am ales în privința vaccinului AstraZeneca. Am văzut acele două loturi. Toată lumea se întreabă acum dacă a fost vaccinat din acele loturi, cum poate să verifice și ce trebuie să știe despre această problemă. Bine, în primul rând, așa cum ați spus, e vorba strict de două loturi unde au existat aceste probleme. Vom discuta și despre
ce înseamnă concret aceste probleme. Oricum, în România a ajuns un singur lot. Aici lucrurile trebuie să fie clare. Și de la momentul în care s-au fost semnalate aceste lucruri despre care vorbim acum, nimeni nu mai este vaccinat cu acel lot. Deci acel lot în momentul de față este oprit. Aici, ca să fie lucrurile lămurite, toți cei care se vaccinează din acest moment cu AstraZeneca Oxford o vor face fără nicio legătură cu acel lot. Ce este important acum de monitorizat este de văzut concret dacă acele modificări de la nivelul coagulării, în ce măsură au ele o relație de cauzalitate. Să știți că aceste discuții nu-i doar în România, și în țările din Europa unde acest vaccin a fost oprit, vorbim de fapt nu de acest vaccin, ci de lot, acel lucru se întâmplă, este o evaluare care este în curs pentru a stabili exact în ce măsură lucrurile acelea pot fi explicate de către vaccin. De altfel, dacă vorbim de modificările de coagulare, adică de tromboze, știm foarte bine că este o caracteristică de bază pentru infecția cu SARS-CoV-2. Și întotdeauna când ne gândim la vaccin, trebuie să ne gândim la beneficii versus riscuri. Când spun riscuri, mă refer la efectele adverse. Și atunci, dacă luăm în calcul, mă întrebați, bun, care ar fi beneficiile? Beneficiile se referă, printre altele, și la faptul că persoana nu se îmbolnăvește, facem diferență între infecție și îmbolnăvire. Nu se îmbolnăvește înseamnă că nu face o formă severă care se presupune complicații, iar aceste complicații vin în mare măsură tocmai de la aceste modificări de coagulare. Deci, altfel spus, aceste tromboze, acești trombi care ajung nu numai la nivel pulmonar, ajung peste tot, reprezintă un element extrem de frecvent întâlnit la pacienții care au infecția. Deci trebuie să plecăm de la acest lucru. În rest, datele vor fi prezentate cât se poate de transparent în ceea ce privește concluziile legate de acest lot de vaccin. M-ați întrebat cum pot să știe oamenii că au fost vaccinați cu acel lot. Eu cred că important este cum se face monitorizarea și eu cred că monitorizarea celor care s-au vaccinat împotriva SARS-CoV-2, indiferent că vorbim de Pfizer, de Moderna sau că vorbim de AstraZeneca, se face foarte clar și în momentul în care există niște efecte adverse, acestea sunt clar raportate. Sunt raportate către medicul de familie, către medicul specialist. Deci e clar că dacă apar anumite lucruri care nu sunt în regulă și intră la efect advers, acestea vor fi monitorizate. Deci aș gândi lucrurile cu calm, echilibrat și aș lua în calcul și eventuale probleme care pot să apară. Pot să apară probleme, efecte adverse, inclusiv la celelalte variante de vaccin. Nu? Putem avea dureri la locul de injectare, putem avea febră în unele cazuri sau anumite simptome care dispare destul de repede. Ele trebuie monitorizate și lucrurile eu cred că vor fi ținute foarte bine sub control. Ne puteți spune, vorbeați mai devreme despre faptul că aceste probleme de coagulare sunt una dintre simptomele cu care oricum vine SARS-CoV-2, infectarea cu SARS-CoV-2. Cred că văzusem și sper să nu mă înșel, cred că văzusem la Răzvan Cherecheș, dădea el niște date că au fost undeva în jurul la 30 de cazuri după vaccinare, mai mult sau mai puțin legate, în care una dintre reacțiile adverse au fost aceste tromboze, dar numărul persoanelor care au avut astfel de probleme din cauza, efectiv din cauza virusului, este de ordinul zecilor de mii. Deci, practic, cam ăsta ar trebui să fie calculul. Evident, asta vă și spuneam, totdeauna gândim la beneficii. Dar avem cifre ca să înțelegem beneficiul ăsta, pentru că momentan, din ce știu și eu, e de la 10 la de ordinul zecilor la ordinul zecilor de mii. Păi putem să ne gândim în felul următor. Din noile cazuri pe care le vedem în fiecare zi, sigur, ele variază. Trebuie să ne gândim că cel puțin 20%, dacă nu mai mult, sunt pacienți care fac forme moderate și severe, în cadrul cărora, în mod evident, au și aceste modificări de coagulare. Calculul e simplu, dacă sunt 5.000 de noi cazuri în fiecare zi și ne gândim la 20-30%, este clar câți dintre oamenii care se infectează ajung să aibă aceste complicații. Și nu mă refer doar la tromboze. Prin diferență, reacțiile adverse notabile și la nivel mondial, spre nu doar în România, sunt extrem de reduse. La milionul de oameni care s-au vaccinat, efectele notabile sunt practic le numeri pe degete. Și aici e foarte clar, nu? Ce înseamnă că la 5.000 de noi infectări
ai în mod clar 20-30% forme care presupun și complicații și mă refer și la tromboze și pe de altă parte la un milion de vaccinați sunt câteva cazuri notabile. Exact. Deci lucrurile sunt mai mult decât evidente. Da. Bun, haideți să trecem acum la motivul pentru care ne-am adunat aici. Probabil ați văzut și dumneavoastră săptămâna trecută de fapt, a fost și în București un protest față de legea vaccinării obligatorii. O chestie care tot apare periodic, aproape, am avut-o și în anii trecuți, când se discuta despre acel proiect de lege, o avem cam în fiecare an când vorbim despre gripa comună. Și voiam să încercăm să-i lămurim puțin pe oameni. În primul rând vă întreb, avem o lege a vaccinării obligatorii? Există un proiect care să se numească așa? Nu, din câte știu eu, nu există și, așa cum spuneam, s-a discutat de foarte multă vreme, nu are nicio legătură cu pandemia. Până la urmă, cred că cea mai bună dovadă este faptul că și vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 nu este obligatorie. Da? Aici face diferența între obligativitate și totuși necesitatea ca o schemă de vaccinare, în general pentru bolile infecțioase care într-adevăr ridică probleme, și care schema ar trebui să fie totuși foarte clară, pentru că salvează vieți. Ne gândim la vaccinarea antigripală, să știți că e aceeași discuție. Până la urmă, și gripa pentru persoanele vulnerabile ridică de asemenea probleme. Și aici ne punem problema și la nivel de informare, pentru că de multe ori persoana respectivă ar putea să nu fie informată, să nu realizeze ce pierde în momentul în care nu se vaccinează. Și aici cred că este un rol din partea autorităților și vorbim și de personalul medical, pentru că informația trebuie să vină într-adevăr, să vină în așa fel încât să fie pe înțelesul tuturor și oamenii să realizeze ce înseamnă dacă nu se vaccinează împotriva SARS-CoV-2 și fac boala, ce înseamnă dacă fac gripă, ce înseamnă dacă fac infecție meningococică, ce înseamnă, de exemplu, pentru o persoană care are o splenectomie, adică și-a avut intervenție la nivelul splinei, ce înseamnă dacă nu și-ar face, de exemplu, vaccinarea împotriva pneumococului. Lucrurile ar putea să fie foarte grave, ar putea să facă o infecție care să-i pună în mod clar viața în pericol. Deci lucrurile astea sunt la nivel de informație. Aici nu vorbim despre o obligativitate, nimeni nu este obligat, dar eu cred că trebuie să fie niște informații care să fie mai mult decât ferme. Pentru că în lipsa acestor informații, oamenii nu vor ști exact ce anume le pune viața în pericol și își vor da seama prea târziu. Și v-aș spune în felul următor, se întâmplă extrem de des ca persoanele care sunt internate, nu vorbesc doar de pandemie, și care au trecut printr-o infecție severă, ca de exemplu infecția cu pneumococ, infecție pneumococică, să realizeze târziu și să spună, dacă aș fi știut înainte, în mod clar mă vaccinam, de acum o voi face. Și chiar la trecerea prin gripă. Deci lucrurile trebuie cumva nuanțate și nu au nicio legătură cu pandemia. Din punctul dumneavoastră de vedere, pentru că am tot vorbit cu medici și toți cu care am vorbit până acum spuneau că, până la urmă, ideea de a obliga omul să se vaccineze nu ar trebui neapărat pusă în practică, ci ar fi mult mai eficientă toată această idee de informare, de educare a omului, astfel încât să înțeleagă că nu trebuie obligat, ci are nevoie de vaccin. Dumneavoastră, ce credeți? Ar fi eficientă la un moment dat o vaccinare obligatorie? Nu cred, asta vă spuneam, nu. Dar totuși, nici în extrema în care da, aici e discuția așa, că dacă nu e obligatoriu, înseamnă că e facultativă. Și termenul de facultativ de multe ori înseamnă că se vaccinează cine vrea și doar dacă nu ar fi neapărat nevoie, nu e așa. Deci clar că informațiile trebuie să fie clare și contează comunicarea, felul în care abordezi aceste lucruri. Pentru că dacă oamenii vor realiza că nu e vorba de obligativitate, nu e un lucru pe care ți-l impună cineva, dar este foarte important pentru persoana respectivă să protejeze, mai ales că sunt mulți oameni vulnerabili, mult mai mulți decât ne-am așteptat noi că sunt, cred că atunci va fi altfel văzută problema asta și nu va fi în discuție nici termenul de obligativitate, dar oamenii se vor vaccina. Dovadă că atunci când este o problemă de sănătate reală, cum se întâmplă cu această pandemie, cei care își doresc să se vaccineze, prin un procent important, în momentul de față 70% dintre români își doresc să facă cât se poate de repede această vaccinare. Adică diferență mare față de vaccinarea antigripală sau alte vaccinuri existente de rutină.
Vedem totuși că există această frică, această frică pe care o avem în general, cred, ca oameni față de orice ar putea deveni la un moment dat obligatoriu, cu atât mai mult un act totuși medical. De ce credeți că vine? De unde credeți că vine această frică manifestată, iată, și în stradă? Bine, în general, când vorbim de probleme medicale, e foarte greu să ai o informație care să fie din surse valide și de cel mai multe ori sunt lucruri contradictorii pe care le vezi în media, mai ales în partea online. Și într-adevăr, când ai foarte multe informații, e greu să faci un filtru și să realizezi ce e într-adevăr corect și ce să iei de acolo. Și în momentul în care ești bombardat cu atât de multe informații, e clar că la un moment dat ai teamă, o teamă legată de un anumit subiect. Nu e vorba doar de vaccinare, de un anumit medicament, de ceea ce trebuie să faci. Iar termenul de obligativitate vine cu un element clar în plus. În momentul în care suntem obligați să, ne gândim că este un lucru care se face mult prea militărește, da? Și atunci, în situația asta, într-adevăr, percepția ajunge să fie greșită. Deși oamenii, nu cred că sunt, mulți dintre ei nu sunt împotriva vaccinării, principial vorbind. Asta vă spuneam, depinde cum comunici, depinde cum e informația. Și clar că dacă vii cu niște lucruri care să fie extrem de clare și cu dovești științifice, cred că oamenii vor realiza, cei mai mulți dintre ei, totdeauna o să fie o minoritate a celor care nu se vaccinează, evident. Nu au făcut-o înainte, nu vor face nici acum. Dar mă refer la marea masă a populației. Oricum, ce știm în acest moment este că există un proiect care se numește Legea Vaccinării și vă rog să mă corectați dacă greșesc. El a fost depus în anul 2017, dar este în continuare blocat în tot parcursul pe care trebuie să-l parcurgă cam orice proiect. Deci, în acest moment, nu avem nicio lege a vaccinării, dar nu avem cu siguranță nicio lege a vaccinării obligatorii. Ce este? O lege a vaccinării care să reglementeze tot ceea ce înseamnă aspectele de vaccinare, sigur că trebuie să fie. Dar de aici până la termenul de obligatoriu e o distanță foarte mare. Lucru care s-a discutat nu numai în pandemie, cred că se discută cam în fiecare an de câteva ori și asta de mai mulți ani.